Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Bianca Oancea. Încep știrile Clar TV Mușcel. Iată care sunt principalele titluri ale ediției de astăzi. Medicii de familie fac teste antigen gratuite pentru cei care sunt suspecți de virusul SARS-CoV-2. Căminele culturale din Comuna Mușătești au fost reabilitate. Victorie scontată pentru FC Argeș în meciul cu Lanterna Roșie, CSM Miercurea Ciuc, 82-66. Medicii de familie din județul Argeș, aflați în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Argeș, pot testa gratuit, începând cu luna aceasta, persoanele suspecte de infectare cu SARS-CoV-2 înscrise pe lista proprie și nu numai. La momentul actual, la nivelul județului Argeș, sunt aproximativ 100 de medici de familie care și-au arătat interesul în ceea ce privește activitatea de testare. Începând din luna aceasta, la cabinetele medicilor de familie se pot face teste rapide pentru COVID. Persoanele care vin și vor să se testeze trebuie neapărat să prezinte simptomatologie. Deci noi nu testăm la cerere. Noi testăm... Acum, nu toate cabinetele din oraș sau din împrejurimi au contract, nu toate testează, numai cabinetele care au încheiat contract cu Casa de Asigurări pentru testare și pentru vaccinare sau numai pentru testare, depinde fiecare cum a dorit. Deci fiecare cabinet în funcție de condiții. Ce pot eu să vă spun este referitor la cabinetul meu, eu fac testare. Rugămintea, pot să testez și pe persoane care nu sunt pacienții mei, nu neapărat numai pacienții mei, pot testa și alte persoane, dar rugămintea este ca aceste persoane să se programeze, pentru că sunt condițiile de așa manieră încât nu putem să amestecăm oamenii sănătoși cu oamenii bolnavi. Deci am o oră specială la care eu testez, fac toate testările, după care fac dezinfecție în cabinet și sunt ore când văd cronicii, când văd acuții, când fac testare, când fac vaccinare. Deci sunt program pe ore, că astea sunt condițiile, n-avem cum să ne amestecăm așa. Deci nu poate să vină omul la ușă și zice vreau și o testare. Nu așa, nu se poate. Testele sunt gratuite. Testarea se va realiza atât în cabinetele individuale ale medicilor de familie, cât și în centrele de permanență din județ, cu teste rapide antigen din proba nazofaringiană. Testarea va fi decontată de CAS Argeș pentru fiecare caz sau persoană raportat de medicii de familie în Corona Forms. Cultura, tradiția și folclorul au fost în atenția administrației locale din Comuna Mușătești. Cu bani din bugetul local s-a reușit dotarea și renovarea tuturor căminelor culturale de pe raza localității. În plus, la Căminul Cultural din Mușătești s-a amenajat un muzeu care deține exponate unice la nivel național. Tot în Căminul Cultural din Comuna Mușătești există o bibliotecă generoasă, unde elevii și profesorii participă la cercuri literare și artistice, dar și la programe culturale de nivel național. Domnule primar, așa cum a spus, căminele culturale de pe raza localității au fost reabilitate. Suntem aici la Căminul Cultural Constantin Dobrescu Argeș din Mușetești, o locație cu totul și cu totul specială. Da, spune că e o locație cu totul și cu totul specială, pentru că aici funcționează și un muzeu al satului, care este destul de bine dotat și cred că cum puține sunt în județul ăsta. Un muzeu pe care eu, de fapt, îl recomand tuturor să vină să-l viziteze, pentru că au ce vedea, nu? Da, sunt două secții, etnografie și istorie, deci amândouă, v-am spus, sunt dotate și se poate vedea, te poți delecta câteva ore bune în acest muzeu. De la primul ziar, primele ziare apărute în județ până la prima tipografie. Absolut, aici a funcționat prima tipografie, unde s-a tipărit pentru prima dată ziarul Gazeta Țăranului, condus de Constantin către Constantin Dobrescu Darge, Alexandru Valescu și Ștefan Crudu.
Cu o bogată tradiție culturală și artistică, Mușăteștiul a dat, de-a lungul timpului, o serie de personalități culturale și politice. A fost prima așezare din Argeș care a editat un ziar și a avut o tipografie. Tot de aici au plecat să conducă destinele țării numai puțin de 6 deputați și senatori. Un număr destul de mare pentru o localitate rurală. Elevii claselor a 5-a și a 6-a ai Școlii Gimnaziale Oprea Iorgulescu, coordonați de profesorii Angela Bițan și Simona Pavel, au marcat Ziua Unirii printr-un eveniment intitulat Hai să dăm mână cu mână. Elevii au susținut un moment poetic desfășurat online prin intermediul Bibliotecii Municipale Ion Barbu din Câmpul Lung. Nu simțiți inima voastră, că trebuie să se bate. Nu simțiți în pieptul bolului, când o sfânt și domnesc. La ce glas de înviere, la ce glas de libertate. Ce pătrunde și răzbate orice suflet omenesc. Iată! Lumea se deșteaptă din adânca liturgie. Ia pășiște cu pas mare către un țel de mult dorit. Ah, treziți-vă cu dânsa, frații mei de România. Sculați toți cu bărbăcie, ziua vieții a sosit. Foranii de Vasile Alexandru, hai să dăm mână cu mână, cei cu inimă română, să fim ora părției pe pământul României. Iar barea ritmă de ziară, ziară ritmonia în țară, între noi să nu mai fie decât flori și armonie. Mai multene, mai vecine, vino să te pinzi cu mine, la viață cu unie și la moarte cu împărție, unde unul nu-i putere, la nevoi și la duere, unde-i doi puterea peste. Profesorul Angela Bițan a prezentat câteva momente importante care au condus la înfăptuirea dezideratului tuturor românilor de unire a celor două principate. Acest proiect a fost realizat în PowerPoint de către elevi împreună cu profesorul de istorie Lucian Palade. În 24 ianuarie românii sărbătoresc în fiecare an unirea principatelor. La 24 ianuarie în 1859, Alexandru Ioan Cuza este votat unanim domn al Moldovei și domn al țării românești de cele două camere de deputați, mai întâi de cea de la Iași și apoi la cea din București. Am punctat câteva lucruri mai puțin știute despre unirea principatelor române și anume că un rol important în realizarea unirii principatelor române l-a avut și propaganda făcută de partidele din cele două principate, în cele două țări și străinătate. Procesul unirii principatelor a început odată cu adoptarea regulamentelor organice între 1831 și 1832 în Muntenia și Moldova, care stipulau necesitatea unificării politice urmate de acorduri vamale între 1833-1835 și lichidarea posturilor vamale între cele două țări, începând cu 1 ianuarie 1848, în timpul domniilor lui Mihail Sturza, respectiv Gheorghe Bibescu. Ceea ce trebuie reținut ca esențial în actul de unire al principatelor române este nu neapărat contribuția marilor oameni politici ai vremii, ci în primul rând voința poporului care a fost covârșitoare. În data de 31 ianuarie, pe scena Casei de Cultură C.D. Aricescu va avea loc prima piesă de teatru din anul 2022. Un profesor universitar, o nevastă bogată, o familie de traficanți, o mamă șchioapă și o prostituată sunt angrenați într-un carusel de situații halucinante și incredibil de amuzante, regizate de un maestru al comediei, Dan Tudor. Spectatori iubitori de teatru, pe 31 ianuarie voi reveni în orașul dumneavoastră minunat cu o comedie extraordinară, Rude cu nevastă mea.
În acest spectacol minunat îi veți reîntâlni pe Anca Țurcașiu, Tudor Filimon, Laura Cosoi, Adana Vrot, Afrodita Androne, Raluca Petra, Gabriel Fătu și eu, bineînțeles. Vă promit că veți râde în hohote și ne revedem cu siguranță pe 31 ianuarie la orele 19 la Casa de Cultură a Sindicatelor din Câmpul Lung Muscel, orașul dumneavoastră minunat. Cei care sunt interesați pot achiziționa tichete de la casa de bilete sau pot obține informații de la reprezentanții Casei de Cultură. Spectacolul va fi realizat cu respectarea normelor sanitare aflate în vigoare. Elevii pregătiți de Raluca Nedelcu Moisescu și Marian Rădulescu au pornit cu dreptul în noul an, obținând o victorie muncită în fața celor de la CN Mihai Viteazu din Ploiești, scor 3-1. După primele două seturi, scorul a fost egal 1-1. Câmpulungenii s-au motivat suplimentar în următoarele seturi, reușind să își adjudece toate cele trei puncte puse în joc. În urma acestui rezultat, juniorii câmpulungeni se situează pe poziția a treia a clasamentului seriei, cu 15 puncte. Următoarea confruntare pentru CNE din Nicu Golescu este programată la sfârșitul acestei luni, în deplasare la CSS Tulcea. FC Argeș ocupă locul al 8-lea cu 28 de puncte, iar Dinamo se află pe poziția a 15-a cu doar 12 puncte acumulate. Alb-violeții nu au noutăți în lot până în momentul de față. În schimb, dinamoviștii l-au instalat pe Flavius Stoican pe banca tehnică și au adus câțiva jucători în pauza competițională. Meciul de la Pitești a fost prefațat de antrenorul Andrei Prepeliță și de fundașul dreapta Andrei Tofan într-o conferință de presă ce a avut loc miercuri dimineață. Tânărul tehnician al argeșenilor consideră că un început bun și implicit 3 puncte cu Dinamo ar conta mult. Așteptările, vă dați seama, primul meci și în acest an vrem să pornim bine, cu dreptul, să obținem victoria. Nu ne așteaptă un meci ușor, chiar dacă Dinamo are situație mai grea în clasament. Au schimbat antrenorul, au adus și câțiva jucători noi. Le-am urmărit ultimul joc, dar din deplasare, dar nu e relevant. Au schimbat un pic și sistemul față de ultimul meci cu Farul. Noi ne pregătim pentru primul meci, așa cum a spus, la victorie. Am făcut o pregătire foarte bună. Am avut două meciuri de pregătire care ne dau încredere, două meciuri bune. Am făcut un egal ultimul meci, am luat două goluri în ultimele două minute, dar am dominat meciul împotriva unei echipe bune. Acum trebuie să ne gândim la aceste 9 meciuri, ca la 9 finale, este șansa noastră să putem să ajungem în play-off. Ne vom aștepta o partidă grea, dar din punctul meu de vedere, cum ne-am pregătit și în antrenament și acum cum ne pregătim și cum pregătim meciul, sunt motivat și sunt sigur că vom câștiga toate cele 3 puncte. O echipă bună, cu jucători buni și acum în iarna a transferat jucători buni, dar dacă noi vom fi la nivel maxim și vom face ce ne-au spus Mr. Pepe și Mr. Mihai, sunt sigur că vom câștiga. Victoriile ne aduc un moral mai bun. Eu zic că dacă vom face ce am spus, ce trebuie să facem la meci, vom avea moral mai bun. Atul nostru eu cred că este grupul, pentru că suntem jucători care dăm totul pe teren, care muncesc zi de zi pentru a ne îndeplini obiectiv. Handbalistele Daciei au tras parcă la Xerox prima repriză a meciului cu Gloria Buzău, primul din 2022. Elevele antrenorului Goran Kürteș au făcut aproape 30 de minute minunate, conducând continuu o formație garnisită cu jucătoare străine de mare valoare. Din păcate, de la 9-11 în minutul 28, ceva s-a stricat în angrenajul echipei și gazdele au marcat 5 goluri consecutive, cu care s-au desprins la 3 lungimi diferență. Poloneza Silvia Lisevska, cu 4 goluri la rând,
a readus-o pe Dacia în joc și cele două echipe au mers cap la cap până în minutul 50. La scorul de 21-20 s-a produs un blocaj incredibil pentru jucătoarele din Mioveni, care până la final nu au mai reușit decât un gol, asta în timp ce sibiencele au înscris de 9 ori. Scorul final a fost 30-21, la pauză 12-11, iar CS Dacia Mioveni mai are un singur meci criminal din seria de 4, cel cu Dunărea Brăila de pe teren propriu, ultimul al turului Ligii Florilor Mol. Pentru Dacia au marcat Silvia Lisevska, 7 goluri, Ștefania Lazăr, 4, Judith Vizuete, Roxana Cârjan, Mădălina Toma și Cristina Boian, câte 2, Irina Ivan și Raluca Nicolae, câte un gol. De la CS Măgura Cisnădie, cele mai multe goluri le-a înscris Marinela Neagu, 8 goluri. FC Argeș s-a întrebuințat serios pentru a răpune lanterna roșie a campionatului CSM Miercurea Ciuc în cadrul primei etape a returului. Scorul de 82-66 este puțin nedrept pentru arțăgoasa echipă harghitană, care a pus probleme serioase formației pregătite de Tudor Costescu. Alb-violeții au revenit de la o diferență de 8 puncte pentru a câștiga finalmente la 16 puncte. Nu a fost un meci ușor, așa cum se așteptau cei mai mulți fani ai Vulturilor, în ciuda startului consistent al lui Ieftovici and Company. După 20-13, la finele primului sfert, toată sala se aștepta ca FC Argeș să ofere spectacol și să atace din nou suta de puncte, numai că oaspeții au revenit fantastic. Mai întâi au realizat un run de 0-12, s-au distanțat la 8 puncte și au terminat în avantaj prima repriză, 31-37. Muștruluiți serios la pauză, basketbaliștii piteșteni au evoluat foarte aproape de valoarea lor în sfertul 3, cel care practic a reînclinat balanța către echipa mai valoroasă. În minutul 23 s-a restabilit egalitatea, 41-41, după care FC Argeș și-a conturat încet încet a 12-a victorie din campionat. Ultimul sfert a fost un concurs al aruncărilor de la distanță, la un moment dat înregistrându-se 5 reușite consecutive de ambele părți. Partida s-a încheiat cu un spectaculos buzzer beater al lui Măciucă. Scor final 82-66 și FC Argeș așteaptă al treilea adversar consecutiv pe teren propriu, SCM Timișoara. O situație mai puțin întâlnită în Liga Națională de Basket Masculin s-a înregistrat la final atunci când numai puțin de 3 basketbaliști s-au aflat în double-double. Taylor Fitzpatrick, 19 puncte, 14 recuperări și Nicola Ieftovici, 18 puncte, 12 recuperări, respectiv Branislav Vujadinovici, 21 de puncte, 10 recuperări. Pentru ziua de mâine, meteorologii anunță vreme instabilă în județul Argeș. În partea de nord a județului avem lapoviță și ninsoare, iar în partea de sud, precipitații. În partea de nord a județului, temperaturile se vor încadra între minus 2 grade și 3 grade Celsius. Avem minus 2 grade la Rucăr și la Nucșoara, minus 1 grad la Bughea de Sus și la Dragoslavele. 0 grade se vor înregistra la Corbi, la Cetățeni, dar și la Câmpul Lung. În sudul județului, temperaturile mai cresc puțin, până la 4 grade Celsius, însă și aici va ploua. De asemenea, la Pitești avem vreme instabilă, cu precipitații și temperaturi de până la 4 grade Celsius. Și în partea de nord a județului Dâmbovița avem precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și temperaturi ce se vor încadra între minus 2 grade și 2 grade Celsius. Minus 2 grade avem la Râul Alb, 2 grade se vor înregistra la Voinești. În partea de sud și aici avem precipitații și temperaturi maxime de până la 5 grade. Vreme instabilă avem și la Târgoviște și temperaturi de până la 4 grade Celsius. La noapte cerul va fi acoperit de nor la Câmpul Lung și va ninge, iar temperaturile se vor încadra între minus 4 și minus 3 grade Celsius. Mâine, după cum spuneam, avem vreme instabilă la Câmpul Lung, cu soare, câțiva nori, dar și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, și temperaturi de doar 0 grade Celsius. Sâmbătă cerul se menține acoperit de nori, iar temperaturile scad, până la valoarea de minus 2 grade Celsius, iar duminica acestea coboară și mai mult, până la valoarea de minus 3 grade.
Doamnelor și domnilor, știrile se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți în continuare alături de Clar TV. Urmează emisiunea Obiectiv Mușcelean. Să aveți vizionare plăcută și o seară frumoasă. La revedere!